Datoria acumulată de societatea pe acțiuni Moldova Gaz față de Gazprom va fi supusă unui audit. O hotărâre în acest sens a fost aprobată de guvernul de la Chișinău. Responsabilitatea desfășurării auditului revine Agenției Proprietăți Publice. Moldova Gaz are o datorie istorică față de Gazprom pentru gazele livrate Republicii Moldova. În acest sens, guvernul, în calitate de deținător a 35,33% din acțiunile cu drept de vot ale societății, în vederea reglementării problematice existente în domeniul gazelor naturale și necesității asigurării la nivel național la tuturor cetățenilor moldoveni cu gaze naturale, precum și interesul public sporit pentru datoria acumulată față de Gazprom și impactul direct al acesteia asupra societății, consideră oportună desfășurarea unui audit în vederea verificării corespunderii datoriei față de furnizorii externi cu situația reală și pentru evitarea asumării de către cetățeni a unor responsabilități financiare supraestimate. Agenției de proprietăți publice îi revine sarcina de achiziționare a serviciului de audit independent pentru auditarea datoriei Moldova Gaz către Gazprom. Urmează să fie creat grupul de lucru pentru achiziționarea serviciului potrivit legislației privind achizițiile. Agenția poate atrage la necesitate în componența grupului de lucru în calitate de consultanți, specialiști și consultanți din domeniul în care se face achiziția de servicii. Banii pentru audit sunt prevăzuți din mijloacele financiare din Fondul de Rezervă al Guvernului. Recent, Centrul Național Anticorupție a identificat mai multe ambiguități și carențe în procesul de expertiză anticorupție a hotărârii de guvern privind auditul datoriei societății pe acțiuni Moldova Gaz față de Gazprom. Aceste deficiențe pot genera premize de corupție și trebuie înlăturate, se arată în rapoartele instituției. De altă parte, amintim că a fost votat în lectură finală proiectul de lege care presupune auditul public extern în domeniul gazelor naturale. Astfel, în baza acestei legi speciale, Curtea de Conturi va putea efectua un audit al conformității cheltuielilor și investițiilor capitale la întreprinderile de gaze naturale.